we go once again. Foreign memories, lightning men. Don't you worry, it's gonna be alright. Send the judge and jury, and we'll be up all night. You better check for pulse. You better check for pulse. Salut! Pentru primul episod am ales să folosesc una dintre momelele mele preferate, Savage Gear 3D Line Through Trout. E o copie după un păstrăv. Se mișcă extraordinar în apă, cum vedeți. Are 15 cm. Greutate 35 de grame, 40 de grame. Acesta este slow sink. Diferența e că la slow sink SS, cum o numesc ei, linia iese prin gură. Acesta este medium sink. Linia iese prin vârful capului. Evident, ăsta se duce mai adânc. Ăsta se duce până într-un metru. Din ce am testat eu, ăsta se duce mai jos. Un metru jumate, dacă lăsați linie mai lungă, pescuiți mai lent. Un metru jumate, doi, da. Am schimbat triplele. Triplele cu care vine lumea original mi se par mult prea mici, sunt mărimea 2 sau 3, nu știu sigur, o să verific. Da, o momelă extraordinară pentru pescuit la trenă. Viteza cu care ar trebui să pescuiți între 2,5 km și 3,5 km, maxim 4, după mumeala se mișcă mult prea agresiv, prea nu mai are o mișcare naturală de pește. Să vedem ce reușesc să prind pentru acest episod cu ea. Thank you.
freaking bite was that?